Proiectele din județul Suceava pe investițiile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală au încasat în perioada ianuarie-octombrie 2013 peste 27 de milioane de euro, reprezentând plăți efective pentru susținerea proiectelor derulate. Astfel, județul Suceava a încasat cei mai mulți bani față de județele din regiunea Nord-Est. Beneficiarii din județul Iași au primit peste 23 de milioane de euro și cei din Botoșani puțin peste 17. Pentru proiectele contractate în județele Bacău și Neamț s-au făcut plăți efective pe județ în valoare de peste 13 milioane de euro, iar cei din județul Vaslui au primit aproximativ 7 milioane de euro. Obiectivul acestui program național a fost cel de depășire al pragului de absorpție de 98% la finalul exercițiului financiar aferent perioadei de implementare.